Bună dimineața! Vă mulțumim că sunteți prezenți alături de noi, alături de APPR la Congresul Anual de la Fermieri pentru Fermieri. Vă promitem o discuție sau o sumă de discuții interesante, cu informații importante, cu vorbitori care vin din inima negocierilor de la Bruxelles. Dar, pentru început, să-i dăm cuvântul domnului președinte Nicolae Sitaru. Domnule Sitaru? Da, bun venit la Congresul de la Fermier către Fermier, organizat de Asociația Producătorilor de Porumb din România. Asociația Producătorilor de Porumb din România este o asociație care a fost fondată să vină în sprijinul fermierilor, să aibă un ajutor în a face anumite alegeri de semințe, de tehnologii, și scopul inițial al asociației a fost acesta. Inițial am început să testăm porumb, după care am început să testăm și alte culturi, cum ar fi grâu, floarea soarelui, acum urmează să testăm rapiță, soia. Asociația s-a dezvoltat și a încercat să meargă și spre lobby făcut în favoarea fermierilor din România. Noi sperăm să fim un partener de dialog cu toate instituțiile care organizează acest sector. Vrem să credem că suntem parteneri de dialog ai Ministerului Agriculturii, ai Parlamentului României, al Parlamentului European, pentru că din punctul meu de vedere și din punct de vedere al Asociației Producătorilor de Porumb din România, cu toții vrem ca acest sector să fie bun în România, să fie performant în România. Sigur că noi am avut un an 2020 cu mari probleme, noi, toată țara și toate sectoarele economice, dar peste toate necazurile aduse de pandemie, peste agricultura din sudul și estul României a venit o nenorocire și mai mare, seceta, care a decimat producțiile din sudul și estul României. Și seceta, în urma căreia foarte multe ferme din țara noastră sunt într-o situație complicată anul acesta, și să sperăm ca lucrurile să se schimbe, pentru că 2021 ar putea să fie un an al relansării agriculturii, a relansării producțiilor din agricultură, a unui an cu prețuri bune și cu producții bune în agricultură, în așa fel încât fermele să se echilibreze din punct de vedere economic. Mai sperăm ca și Guvernul României și Ministerul Agriculturii să facă un efort. Știm că e greu, știm că bugetul are multe constrângeri, dar să facă un efort pentru câteva luni, pentru că în vară, precis, dacă condițiile de mediu vor fi mai bune, precis, la toamnă ne vom lăuda că sectorul agricol din România a contribuit masiv și sper din toată inima lucrul ăsta, și am și argumente să spun asta, a contribuit la creșterea economică din 2021. Rezerva de apă din sol, din zonele afectate, grav afectate, se pare că se reface, în curs de refacere. În luna decembrie și ianuarie, în zona noastră a plouat în jur de 200 de litri de apă și sper ca în continuare, februarie și martie, să fie tot așa umede și să intrăm în semănatul culturilor de primăvară cu o rezervă de apă, oricum mult diferită de anul trecut, când la timpul ăsta aveam ploi foarte puține. Sper în continuare ca Ministerul Agriculturii să vină în sprijinul celor mai afectați și cu cât de repede posibil acele despăgubiri promise să intre în contul fermierilor. 2021 ne așteaptă niște provocări și din punct de vedere al legislației, a politicii agricole comune, a viitoarei politici agricole comune. Cum se va face aceasta va depinde foarte mult cum vom trăi noi în agricultură și cum vom produce noi în agricultură. Sigur că sunt multe discuții legate de noua politică agricolă comună, legate de o agricultură mai verde, de Green Deal, care noi, agricultorii, o privim pe de-o parte
cu speranță că ne va fi mai bine, pe de altă parte și cu îngrijorare, îngrijorarea că uneori se iau măsuri și la nivelul politicii agricole comune, se iau măsuri uneori pripite și care foarte greu le mai îndreptăm. Și când spun asta, vreau să dau și două exemple. Unul din ele ar fi soia modificată genetic pe care o consumăm de 14 ani, dar ne e interzisă să o producem în România de 14 ani, de la integrarea în Uniunea Europeană, și cred că ar fi fost o cultură care probabil în România ar fi ajuns la spre 1 milion de hectare. Când ne-am lăsat de ea, eram pe la 350.000 de hectare. A mai fost legat ceva de culoarele de la gâsca cu gât roșu, că era o reglementare prin care până la urmă, după ani, după eforturi îndelungate, s-a rezolvat în sensul că rămânea o parte din cultură nerecoltată și practic gâsca cu gât roșu nu prea avea acces la acest porumb. Și cu greu oficialii la Bruxelles au înțeles că e mai bine să fie niște boabe recoltate și lăsate jos ca să aibă acces păsările pe traseul lor de migrație decât să rămână în tufă și să nu poată fi la acces la ele. De asta mă gândesc că, și revin la Green Deal, noi vrem cu toții ca agricultura să fie mai verde. Noi, după ce suntem agricultori, suntem și consumatori, consumăm și noi produse agricole și vrem să consumăm din ce în ce mai mult produse agricole din România. Dar să avem mare grijă și să se întâmple lucrul ăsta după serioase studii de impact, pentru că e bine să avem soluții când modificăm ceva. Ni s-au interzis anumite folosirea unor substanțe, fără să se pună în loc ceva. Am avut de fiecare dată, și acum trebuie să recunosc, sprijinul și suportul Ministerului Agriculturii, care a înțeles de fiecare dată că nu se poate produce porumb în România dacă nu este bobul tratat. Și dacă ajungem să nu avem soluție pentru asta, probabil că producția de porumb în România va fi serios afectată în viitor dacă nu se pune ceva în locul neonicotinoidelor. Adică noi suntem de acord, noi suntem în prima linie, suntem de acord să mergem mai departe, să facem o politică verde, dar să avem și instrumentele necesare cu care să poată întâmpla asta. Anul 2020 a adus în mediul asociativ asocierea mai multor organizații în organizația Alianța pentru Agricultură și Cooperare, și după mulți ani și cu multă strădanie și în parteneria cu Ministerul Agriculturii am ajuns să avem reprezentare la Copa Cogeca. Sigur că ca orice coaliție, ca și la coalițiile de politice, este complicată viața în coaliție, dar trebuie să vedem partea bună a lucrurilor și noi trebuie să lucrăm fiecare organizație la noi acasă ca acest lucru să-l facem să funcționeze în așa fel încât această reprezentare să nu mai fie meteorică. Noi ne-am străduit și avem oameni la în toate locurile posibile, toate organizațiile, am împărțit aceste locuri cu oameni cât am putut noi de competenți. Ne-a străduit să nu ducem oameni numai de fațadă acolo, am încercat să facem un lucru bine. Sigur că nu ți iese mereu, dar lucrul ăsta e perfectibil și sper ca de data asta să nu fie o apariție meteorică la Copa Cogeca, cum a mai fost a României, și să rămânem acolo pentru mult timp. Sigur că foarte mulți oameni din media sau din agricultură ne reproșează că nu am făcut nu știu ce, că n-am făcut un cutremur pe acolo. Să nu uităm că suntem unul din cei 27 de membri și vocea noastră trebuie să fie și auzită acolo și e firesc să fie așa. Poate că trebuie văzut dacă nu cumva cotizația aia obligatorie de care vorbeam n-ar fi o soluție mai bună decât finanțarea care vine de la buget, și dacă am pune-o în loc pe aceea, cred că cu banii noștri am putea să fim mai
mai ușor sau mai stabil reprezentați la Bruxelles. Revin puțin la pactul Green Deal și aș vrea să rog toți politicienii să gândească de foarte multe ori până iau o decizie și să, cum zice românul, să măsurăm de 9 și să tăiem o dată, pentru că ne-am obișnuit în spațiul economic european să avem alimente, alimente la care să aibă acces toată populația și eu cred că noi toți, agricultorii, vrem să rămână în continuare la fel. Să rămână să producem alimente care să fie accesibile tuturor și să rămână ca și fermele noastre să rămână rentabile în condițiile noi date. Pentru că dacă se schimbă drastic tehnologiile și vor cădea producțiile, s-ar putea să fie mai ieftin să importi cereale din alte spații, care oricum nu respectă condițiile din Uniunea Europeană, și că ni se întâmplă acum cu soia, decât să producem în spațiul european și cred că ar fi o mare lovitură dată tuturor fermierilor din tot spațiul european. Și am speranța că vom fi consultați, că orice decizie se va lua după o îndelungată chibzuință și că lucrurile vor fi mai bine. De asemenea, avem toți fermierii avem o îngrijorare uitându-ne la chinurile facerii bugetului și la scăderea bugetului Ministerului Agriculturii și tragem un semnal de alarmă și pe calea asta că bugetul agriculturii trebuie să rămână un buget echilibrat, că agricultura este un domeniu economic important pentru România și că dacă țara are nevoie de agricultură, uneori, mai ales după o secetă severă cum a fost în 2020, trebuie să fim și ajutați. Aș mai vrea să vorbesc despre o bucățică de îmbunătățire a zonei noastre. Aș vrea să vorbesc de perdere de protecție, despre irigații, foarte pe scurt. Probabil că domnul ministru se va referi mai mult la asta. Despre irigații, sigur că a început un proces de refacere a sistemelor de irigații, dar aș vrea să solicit conducerea Ministerului Agriculturii ca acest lucru să se întâmple cu tehnologii noi și acea impermeabilizare atât de importantă a canalelor de aducțiune să fie făcută cu o rigoare foarte bună, pentru că acel lucru va da încredere fermierilor să irige sau să nu irige. Pentru că dacă lucrurile vor fi făcute tot de mântuială, fermierii nu vor avea încredere că investind 2.000-3.000 de euro pe hectarul de câmp cultivat în irigații, că ei își vor scoate vreodată acea cheltuială și atunci s-ar putea să fie o reticență în a investi. Dacă canalele vor fi bine impermeabilizate și cred că ar fi foarte simplu să se impună un standard pentru această impermeabilizare, cred că fermierilor le-a dat încredere și nu ne-am mai întrebat de ce aducem apa pe canale și fermierii nu irigă. Și cred că tot aici mai trebuie umbla la lege, în sensul că pe partea de infrastructură secundară, pe partea de aducțiune a apei la hidrant, trebuie să găsim soluții ca să putem trece la un metru adâncime în orice teren, pentru că dacă stăm la mâna oricărui om care are o bucățică de teren și care ne poate opri, atunci iar e o problemă legată de dorința de a investi în sisteme de irigații. De asemenea, vreau să spun că fermierii ar putea să facă foarte repede o mobilare cu perdere de protecție pe cheltuiala lor în România și în special în Bărăgan. Bărăganul atât de puțin împădurit, cred că sunt 2% din, sau pe acolo din suprafață împădurită Bărăganul. Dacă aici s-ar face o lege care să ajute chestia asta. Și în lege, ca în orice lege, să mai pune și un pic de zahărel și cred că dacă ar putea să fie considerată perdea de protecție, eu știu, 3 hectare, 4 hectare de înverzire, cred că fermierilor le-ar da un imbold în a susține aceste cheltuieli, că sunt niște cheltuieli cu înființarea și cu întreținerea acestor perdele și cred că ar putea să facă lucrul ăsta. De asemenea, felul cum e tratată o perdea trebuie văzut, dacă nu trebuie să ne gândim să o modificăm, să nu o considerăm pădure, să o considerăm ca o cultură oarecare,
ca să nu mai fie nevoie de atâtea acorduri, avize și să poți să faci o perdea, să poți să o desfințezi o perdea când e nevoie, pentru că viața merge înainte, să schimbă felul cum irigăm, să schimbă felul cum lucrăm pământul și cred că trebuie regândită modul în care se face perdea. Eu vreau să vă spun că acum vreo 11 ani am fost la Ministerul Mediului cu o delegație de la LAPAR și am solicitat să facem perdere de protecție și acolo ne-a spus că Ministerul Mediului are un proiect, care cred că l-are și acum, de înființare a perderelor de protecție în Bărăgan și până acum n-am văzut nicio perdea de 15 ani de când e proiectul ăsta, niciun metru de perdea înființat de Ministerul Mediului. Așa că trebuie să vedem unde ne încurcăm și de ce ne încurcăm ca să deblocăm această situație. Eu sper ca organizația noastră, așa cum am și început, să rămână și un partener serios pentru toate, pentru toate componentele care conduc acest sector și partener al Ministerului Agriculturii și al Parlamentului României și al Parlamentului European. Ne străduim să fim peste tot și să nu fim doar veniți cu gălăgie, să venim cu soluții și împreună cu toți care tragem de această căruță, să facem ca acest sector să fie din ce în ce mai bun și să putem să spunem mereu cu fruntea sus că suntem mândri că suntem fermieri în România, să ne fie drag să facem, să ne fie drag să spunem asta și vreau ca, așa ca un mesaj, să transmit că mi-aș dori tare mult ca pentru început, fermierii din Asociația Producătorilor de Porumb din România să atingă pentru început producția medie din Uniunea Europeană și sper că în câțiva ani, poate în 10 ani, România să aibă o producție medie la hectar, nu cantitatea acumulată, medie la hectar, mai bună decât producția de porumb a Franței. Mi-aș dori tare mult ca până să apuc ziua în care România să nu mai zic că facem cel mai mult porumb, să zic că facem cel mai mult porumb la hectar. Și atunci cred că Asociația Producătorilor de Porumb, Ministerul, Parlamentul, toți ne-am atins un obiectiv foarte bun. Am crescut, am adus agricultura de undeva de foarte de jos la o performanță notabilă. Și cu asta vreau să închei. Sperăm ca agricultorii să fie din ce în ce mai performanți și să știm cu toții că suntem angrenați într-o activitate și sprijiniți ca să facem lucrurile să meargă mai bine în România. Vă mulțumesc! Mă bucur să fiu cu dumneavoastră în dimineața asta. Aș vrea să salut pe domnul președinte Sitaru și întreaga Organizație a Producătorilor de Porumb din România. Să salut pe domnul ministru Oroș, pe domnul eurodeputat Buda și pe toți participanții la acest eveniment. Îmi face deosebită plăcere să fiu cu dumneavoastră din nou. Deja a devenit un eveniment, să zic așa, obișnuit, la care organizatorii m-au invitat aproape în fiecare an. M-au invitat în fiecare an și am participat, cred, aproape în fiecare an. Și mă bucur să fiu din nou cu dumneavoastră și să vă aduc elemente de noutate, unde suntem cu politica agricolă comună și celelalte inițiative și priorități la nivel european care au implicații asupra viitorului agriculturii și mediului rural din Uniunea Europeană. Dați-mi voie să încep prin a vă aminti puțin că Comisia a adoptat o nouă propunere de politică agricolă comună în iunie 2018. Deja este mult timp de atunci. Anul trecut, la sfârșitul anului, s-a reușit ca cei doi colegislatori, Consiliul și Parlamentul, să-și stabilească mandatele. Aceste mandate de politică agricolă comună în anumite puncte nu sunt foarte convergente, aș spune, există și puncte de divergență și rolul în acest trialog al celor trei instituții este să ajungem la un numitor comun, să ne punem de acord pe aceste elemente de care nu converg. Între timp, de la adoptarea acestei propuneri a Comisiei, s-au întâmplat foarte multe lucruri.
Și mă bucur că dumneavoastră ați prezentat deja cele mai importante evenimente și decizii care s-au luat, și anume noua comisie, pentru că vă amintesc că această politică agricolă comună pe perioada 2021-2027 a fost adoptată de vechea comisie, a venit cu o agendă foarte ambițioasă și cu inițiative cheie, printre care Pactul Verde European, care este noua strategie de creștere durabilă pe care Uniunea Europeană și-o propune pentru a atinge obiectivul unei creșteri neutre în carbon până în 2050. Iar această strategie de creștere se bazează pe o tranziție verde, o tranziție bazată pe sustenabilitate și pe inovare și cercetare în special. Pactul Verde European a fost, pe urmă, tradus, să zicem, pentru sectorul agricol în două strategii care au fost adoptate, strategia de la fermă la consumator și strategia de biodiversitate. Și aceste două strategii au fixat la nivel european niște ținte foarte importante în domeniul agriculturii, în special legate de creșterea sustenabilității, și dumneavoastră le-ați prezentat foarte bine în mesajul video pe care l-ați transmis, și vă reamintesc aici cinci ținte esențiale pentru agricultură și dezvoltare rurală, și anume reducerea consumului și al pierderilor de nutrienți, a consumului de îngrășăminte și a pierderilor de nutrienți, creșterea suprafeței de organice, reducerea substanțelor antimicrobiene, reducerea cantităților și al riscului pesticidelor, rezervarea 10% din suprafața agricolă pentru biodiversitate și acoperirea 100% cu internet în bandă largă în mediul rural. Deci, vedeți, sunt niște ținte foarte ambițioase. Iar acest pact verde și aceste două strategii, ele nu vin să înlocuiască noua politică agricolă comună. La cererea Parlamentului, Comisia a făcut o analiză pentru a vedea în ce măsură politica agricolă comună propusă corespunde și poate răspunde acestor priorități ale Pactului Verde. Concluzia a fost că Pactul Verde și politica agricolă comună care se află în discuție sunt compatibile, dar cu niște condiții, și anume, condiția este ca elementele esențiale din arhitectura verde propusă în Pactul Verde să fie menținute în procesul de codecizie. Și de asemenea s-au propus chiar anumite posibilități de a întări anumite elemente din arhitectura verde. De asemenea, Comisia și-a propus să vină în întâmpinarea statelor membre și să ajute statele membre ca să transpună în planurile strategice naționale pentru politica agricolă comună aceste obiective ale Pactului Verde, motiv pentru care Comisia a elaborat și transmis statelor membre în decembrie anul trecut recomandări, fiecărui stat membru un set de recomandări, punctând și, dacă vreți, făcând o analiză detaliată din perspectiva Comisiei a situației acestor ținte esențiale pe care vrem să le îndeplinim la nivel european, dar luând în considerare obiectivele specifice ale politicii agricole comune și situația specifică din fiecare stat membru.